Ok, cum comunitatea de virtual YouTubers, VTubers mai pe scurt, este aproape inexistentă în România, cu unele excepții pe școlo, m-am gândit să fac acest scurt tutorial pentru cei sau cele care au avut sau încă au dorința și inițiativa de a fi VTubers. Înainte de programe, veți avea nevoie logic de o cameră video pentru face tracking, cu cât mai bună, cu atât mai bine. Personal, am una din 2017 și este ok, dar nu ideală dacă vreți un motion tracking serios și profesional pe termen lung. Veți mai avea nevoie de un PC și un microfon, bineînțeles. Și acum urmează partea cea mai importantă și cea mai complicată, primul program de care aveți nevoie. Acesta este Viroid, pentru că în el vă veți face primul avatar. După ce ați instalat Viroid, descrieți programul, vă vor apărea niște avatare prestabilite, iar voi le voiți modifica pentru că e mai ușor decât să o luați de la capăt cu unul nou. Mergem la Clothing Editor, Texture și aici vă veți putea desena dacă vă pricepeți hainele. Personal nu am desenat în Viroid, deoarece ești destul de limitat ca opțiuni și setări am exportat în Photoshop toată haina asta pe care îi scriu aici. După am desenat și am desenat pe acolo, pus niște pisici și cam mai a fost în vreo oră. După am apăsat pe file, import și aveam haina respectivă făcută în Photoshop în Viroid. Dacă știți alte programe și să le folosiți, nu vă oprește nimeni, bineînțeles. Mergând mai departe, avem Hair Editor și aici sunt două lucruri foarte importante, anume cum prefer să ți-l aranjezi după gusturile personale, bineînțeles. Trageți de biluțele acestea albe cu verde și părul se va lungi și sau scurta în funcție de cum trageți. Dacă nu vreți o anumită parte a părului, aveți aici în stânga părțile acestea acestea care apar scris în japoneză, dați click dreapta și toggle visibility. După care vă vor dispărea anumite părți din păr, având în vedere că nu vorbesc japoneză, nu știu care vor dispăra, deci va trebui să faceți anumite teste să vedeți care sunt. Mergând mai departe avem hair texture, aici nu e foarte complicat, aveți setările pentru pensul în dreapta, culoarea și aia. După avem face editor, unde vă veți putea modifica culoarea ochilor, sprâncenelor, mărimea buzelor și a gurii pe care eu am uitat să o fac în acest video și o să se vadă ciudat mai încolo. <laughs> și mai ne rămâne General Editor. Aici vă veți putea modifica luminozitatea părului și a costumului, care e foarte importantă în opinia mea. Înainte să dați export, nu uitați cum am făcut eu, să salvați modificările și tot ce ați mucit în caz de aveți nevoie să adăugați sau modificați anumite părți mai târziu, adică încă să lucrați la un avatar mai târziu. Dați camera, exporter, export, desktop, numele și aia ar fi avatarul. Al doilea program este cel care vă va capta fața, deci face tracking-ul. Personal folosesc Vis Face. Dacă știți altele mai bune, le puteți folosi. Acum acest program este făcut cu Unity și nu e foarte optimizat, dar e gratis. Deci o să vă ia cam 20-30% din procesor când o să folosiți avatarul. Să știți asta. Apăsați pe acest plus, căutați fila exportată din Viroid și dați Open. După o să vă apară aici, aveți opțiunea de recommend Settings în caz de nu știți ce setări se potrivesc camerei voastre. Sudoreze puțin, dar vă voară apărea. După dați pe Start și voilà. <sus> Da, gura și buzele sunt cam mari, după cum am prezis. Am uitat să le modific, dar o puteți face voi pentru avatarele voastre. Ultimul lucru de care aveți nevoie o să fie OBS. Adică programul cu care veți face live stream și videoclipurile. Aici adăugați un Game Capture, Capture Specific File, VC Face și cel mai important lucru, Allow Transparency, pentru a scăpa de fundal. Și cam mai ar fi sincer, bănuiesc că știți cum să faceți live stream, dar dacă nu, e bine, mergeți rapid pe canalele voastre de YouTube, dați pe Create și Start Streaming, copiați Stream Key și îl veți pune în OBS la Settings, Stream, Stream Key. La Output Streaming vă veți pune setările în funcție de PC și viteza internetului. Dacă aveți 100 de megabits pe secundă viteză la net, puneți 10.000 de cabiți aici. Dacă aveți 50, de megabits pe secundă puneți 5000 pentru calitatea streamingului. Bineînțeles, în funcție de performanța calculatorului vostru, dacă nu aveți unul bun, lăsați sub 5000 și ca mai ar fi în total, nu e mare filozofie, personală mea la două ore și ceva cu tot cu tutoriale pe care le-am căutat pe YouTube acum 6 luni. Era în limba engleză, așa că am făcut acest video din care sunt mai mult convins că ar fi rezumatul la o groază de alte tutoriale combinate și vă scutește de o groază de timp sincer. Sper că v-a ajutat. Dacă aveți întrebări, lăsați în comentarii și vă voi răspunde. Un like ar ajuta pentru algoritmul YouTube-ului și chiar și dislike ul chiar nu contează. Și da, sper să văd cu cât mai mulți VTuber români acolo unde ați fi. Important ar mai fi și să aflați dacă vă place să fiți VTuberi. Tocmai de -aia am făcut și acest video, pentru că oricine poate fi în teorie, dar practic nu toată lumea se ține definitiv, inclusiv și eu, cu toate că... Nu am început în mod serios toată treaba cu VTubing și mai mult în glumă și ironie. Peace!